Bună seara, dragilor! Suntem din nou la emisiunea Oglinda Electorală. Am mare bucurie ca în această seară să-l pentru dumneavoastră pe domnul Varujan Pambucian, un om la care eu țin foarte mult, un om foarte respectat în țara noastră și nu numai. Bună seara, domnule Varujan Pambucian! Sărut Bună, bună Mă bucur foarte mult că vă aflați în Bacău, și uh, pentru ca uh, cei care ne urmăresc uh, acum să înțeleagă mai bine cine sunteți dumneavoastră, pentru că mulți vă cunosc. Aș vrea să ne spuneți chiar dumneavoastră cine sunteți și cu ce vă ocupați. Nu știu ce să vă spun, doamnă. N-am știut niciodată să răspund la întrebarea asta. O să vă răspund așa cum îi plăcea unui mare profesor de-al meu, Eugen Șoș, să se autointituleze Omul Muncii de la orașe și sate. Da, foarte frumos, foarte frumos. Uh, mi se pare mie că dumneavoastră sunteți omul care aduceți la orașe și sate uh, informația și sistemul informațional și aduceți mult mai multe decât ceea ce spun unii că aduc. Păi, cel mai multe îl aduce internetul, dar fac și eu ce pot pe lângă el. Da, da, dumneavoastră faceți tot ce puteți pe lângă el, dar nu este suficient numai uh, să amintim noțiunea de internet, pentru că, vedeți, și dumneavoastră toată lumea acum uh, lucrează cu internetul. Dar uh, există alte lucruri și alte dimensiuni pe lângă internet ca să poată funcționa cum trebuie. Da, asta e adevărat și din fericire. România are o poveste de succes, de fapt, e singura poveste de succes pe care a avut-o în istorie, cea a industriei de IT și a industriei de IT, comunicației mai puțin, dar a industriei de IT a fost o mare, mare poveste de succes și sper să continue foarte mult timp de acum înainte. Puțină lume știe că noi nu ne-am născut după anul 2000 cu industria asta și ea există pentru că a apărut cu foarte mult timp în urmă. Rădăcinile ei se găsesc în școala interbelică de matematică și de inginerie, care a fost foarte bine dezvoltată în România. În anii 50, un mare profesor, profesorul Moisil, este cel care a dus România în direcția aceasta prin, prin multe lucruri, prin propria activitate științifică, în primul rând. Dar printr-o prezență în societate extraordinar de puternică, prin faptul că a înființat în 1956 prima facultate de informatică în țara asta, s-a întâmplat un lucru care s-a întâmplat în foarte puține țări din lume atunci, prin faptul că România, în 1957, prin, prin inginerii Toma și Segal, echipa condusă de ei, au creat au proiectat și au construit primul calculator românesc, am fost atunci a șasea națiune a lumii, nu e puțin. În fiecare generație am fost prezenți cu câte uh, un calculator între primele națiuni ale lumii, proiectat și realizat la noi, a fost CIFA 1, după aceea în 1961 Mecipt, la Timișoara, după aceea Dacicul, la Cluj, cu echipa profesorului Farcaș. Am avut în, în perioada aceea patru facultăți de specialitate în București, două la Cluj, două la Iași, două la Timișoara. În anii 70-80 am creat cam tot ce se putea realiza în domeniul de hardware și software imaginabil pe planeta Pământ. A fost o foarte mare putere în domeniul ăsta. Din păcate în anii 90 a căzut tot. Pentru că ne-am trezit o mare masă de ingineri, matematicieni, informaticieni, care știam foarte mult, aveam foarte multe idei, dar habar n-aveam să vindem. Și habar n-aveam ce se cere în piețele mari. Și aici, din păcate, dacă am fi avut atunci școala de economie dezvoltată la nivelul la care era școala de informatică dezvoltată, am fi continuat să dominăm lumea ca o mare putere în domeniu. Spuneți un lucru foarte interesant, îmi cer scuze că vă întrerup, dar uh, vă pun întrebarea așa. Acum, școala economică este suficient de dezvoltată ca să poată susține această uh, lucrare care e din ce în ce mai intensă în ceea ce înseamnă matematică, informatică. Vedem că uh, tot mai mulți tineri fac o figură foarte frumoasă în afara țării, câștigă tot felul de uh, medalii, sunt renumiți, recunoscuți, NASA îi dorește. Școala noastră de matematică, școala noastră de informatică a fost întotdeauna foarte puternică exact. și mă rog lui Dumnezeu să fie în continuare și facem fiecare dintre noi din cei implicați ce putem să fie în continuare. Problema este că, din păcate, școala de economie care a fost creată în anii 50 ca să pregătească, uh, să pregătească funcționalul de întreprindere socialistă, a descoperit cu bucurie în anii 90 că între întreprinderea socialistă și corporație nu-i nicio diferență, am în două sale nimănui, una era întregului popor, adică nimănui, cealaltă este unui număr atât de mare de acționari încât e nimănui. Și atunci, în interiorul lor, Reflexele, felul de a funcționa e cam același. Sigur, mult mai sofisticat în corporație, dar ă, asta a făcut ca noi să nu avem nici acum o generație foarte bine pregătită pentru a vinde produse, pentru a face marketing acelor produse pe piețele mari. Pentru că România nu este o piață pentru industria noastră de software pe măsura ei ce ar trebui făcut? Cum ar nu, trebui? Nu, nici nu să o să fie să... niciodată, ca de să fie piață mare ai nevoie de o populație foarte mare și cu o putere de cumpărare destul de mare. România nu are o populație foarte mare și nu are o putere de cumpărare foarte mare populația. Vindem Haitiști? Uh, nu, 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 dar ar trebui să vindem uh, produse, dar din păcate, lucrul ăsta o să mai dureze. Eu sper că în special din, din nord-vestul României, zona Oradea, zona Clujului, o să apară și știința asta. Și sper că startupurile urile și IMM-urile pe care le avem în domeniu și care fac produse, fac produse extraordinar de bune, o să înceapă să le vândă și nu să se vândă. Că e o mare diferență. Sigur că da. Adică e o mare diferență între a face un startup cu ideea că peste 3-4 ani o să-i vinzi tehnologia sau o să-l vinzi cu totul sau o să vinzi ceva din el. Din el da, da. Și altceva e să faci un startup cu gândul că în 10 ani devii o multinacională. Noi avem o asemenea poveste de succes, e Bit Defender care a devenit multinacională. Dar e prea puțin. Și sper ca lucrul ăsta să se întâmple, Lucrul ăsta nu are cum să se întâmple dând legi. Lucrul ăsta trebuie să se întâmple în mod organic. Trebuie să fie un, un, un cine de, de, de o anumită știință care trebuie formată, dezvoltată și utilizată. Pe de altă parte, din fericire, dând legi, am reușit să opresc. Căderea aceea din anii 90 și plecarea masivă a programatorilor din anii 2000 noi am avut o cădere foarte neplăcută adică de la 3000 de specialiști pe an cât pregăteam în anii 80 în anii 90 am scăzut la 2000 pe an iar în anul 2000 deja ne plecau în perioada aceea ne plecau 2000 de specialiști pe an adică era un joc cu, cu sumănulă câți foarte pregăteam rău, atâția plecau. Uh, și atunci a, a fost o întâlnire foarte interesantă pe care am avut-o la Asociația Națională a Industriei de Software. Eu lucrez foarte mult cu asociațiile de profesionale pentru că n-ai cum să le știi pe toate, n-ai cum să, să îți verifici ideile, ipotezele, decât în comunitate, într-o comunitate de, de oameni de meserie. Uh, din fericire există aceste comunități și, din fericire, le pot, le pot apela foarte ușor și pot să lucrez foarte bine cu ele. Și atunci ne-am gândit, mă, ce facem? Ce facem? Că dacă încercăm să mărim salariile, în, în valoarea unui, unui produs, software, salariile reprezintă cam 80%. Nu? Restul da. sunt alte da. lucruri și aici e prețul cu care îl vinzi. Dacă măream salariile, creștea prețul, nu mai puteai să-l vinzi. Dacă mențineam salariile, adică mențineam prețul, era vandabil nu mai stăteau oamenii plecau și atunci ideea pe care le-am propus eu a fost să facem asta și am da, făcut asta da, da. era 40% impozitul pe salariu l-am făcut zero. în câțiva ani s-a simțit efectul a fost extraordinar de puternic adică după 2 ani aveam din nou 3.000 de specialiști pe an în pregătire, nu mai plecau astăzi pregătim 10.000 de specialiști pe an avem un deficit de 2.000 deci cererea e mai mare decât oferta. Avem o altă categorie de probleme astăzi pe care trebuie să le adresăm, sigur, cu legi noi, cu ajustarea legilor vechi, dar uh, lucrul ăsta se poate face și o să-l fac da. în continuare. Domnule Pambuccean, am o întrebare, nu-mi dă pace de ceva vreme. Constat că în rândul tinerilor, la licee, există clase speciale de informatică, sunt uh, tineri extraordinar de dotați, sunt uh, foarte, foarte amatori de, de informatică. ei își spun mici aitiști. Chiar sunt din școli da, așa, așa. Sunt profesori care se ocupă cu ei, există niște cercuri, știu, niște ong care se ocupă vorba, cu așa da. ceva. Tocmai, întrebarea mea este următoarea. Mulți dintre copii, în momentul în care ajung să facă facultatea de informatică, mă rog, pleacă din țară. Nu mai pleacă, doamnă, Asta este un mit, uitați-l. Într-o țară în care salariile sunt bune, sunt mari în raport cu salariile celorlalți. Într-o țară în care industria este în deficit de forță de muncă. Plecările sunt sporadice, nu mai sunt plecările alea masă cum au fost în anii 2000. De exemplu, pleacă unii dintre specialiștii care se specializează în inteligența artificială pentru că la noi există puține companii în care să-și facă meseria. E o chestiune, ok, adică oamenii da? pleacă pentru că au o meserie în care au fost formați și nu-și găsesc de lucru în meseria aceea, nu în meserii apropiate. Dar nu sunt mulți. Pleacă, de exemplu, oameni care vor un alt stil de viață. Dar să știți că mai și vin, vin oameni din afara României, care nu sunt cetățeni români, să lucreze aici. Adică... Asta e o veste bună. Nu e nici bună, Pentru nici grea. Până la urmă, este un fenomen natural. Nu, faptul că oamenii noștri nu pleacă, sau așa cum ați explicat dumneavoastră, și am sentimentul că pe undeva se mediatizează un pic fals această problemă. Nu, am, nu știu am, care am este de de Nu, nu niciun de de În general, rămânem cu inerții din astea da. de tip clișeu, uh -huh. care durează un timp până când dispar. Suntem în formula aceea. Nu, nu e nicio. E, e chiar în ordine din punctul ăsta de vedere. Ce nu e în ordine. Da. Este că cererea crește uh, și uh, este din ce în ce mai greu să asigurăm numărul de specialiști necesari. Nu e în ordine pentru că noi nu suntem singuri pe lume. Avem un mare competitor alături, care este Polonia. Mai avem doi competitori, mai ales în zona de outsourcing, care sunt Mexicul și Brazilia. Și dacă nu vom reuși să menținem un ritm de creștere de 20-22% pe an, ăsta e ritmul de creștere, în criza a fost ritmul ăsta de creștere chiar, atunci riscăm să asistăm la o basculare a comenzilor către Polonia. Și asta înseamnă că tot ce am construit se poate diminua rapid. Nu pierde, dar diminua rapid. Ce putem să facem? Aici sunt multe măsuri pe care acum le luăm. Uh, printre ele intră una dintre ideile pentru care pledez de ani de zile și în sfârșit se pare că o reușesc. Uh, să luăm în calcul zona liceului, pentru că în, în construcțiile acestea de tip fabrică de soft, rolurile s-au diversificat foarte mult și avem roluri care necesită studii superioare, analistul, arhitectul, inginerul software, developerul. Dar dacă ne referim la un programator care programează într-un singur limbaj, acolo e suficient. Pe baza uh, arhitecturii create de arhitect, da, uh, condus de project manager, e ok. Uh -huh. uh, și atunci, asta este o resursă pe care putem crește destul de repede. O altă resursă pe care putem crește destul de repede este să înțelegem că în domeniul acesta rolurile s-au diversificat foarte mult. Trebuie să schimbăm uh, uh, corul, uh, adică sistem, uh, nomenclaturul de meserii, să-i spunem, da, da, da. în așa fel încât să apară și rolurile care cât de cât reflectă lumea de azi. Noi nu l-am mai modificat de ani de zile. Din păcate, asta e o chestiune foarte birocratică și o chestiune care pe mine întotdeauna, mă, mă, nu că mă sperie, dar îmi dă un sentiment de disconfort de cât trebuie să atac zona asta birocratică, dar o să fac și asta. Vă dau un exemplu. Există firme care dezvoltă software la noi de, pentru jocuri una Există și firme uh, românești, există și multinaționale. Ubisoft, de exemplu, dez dezvoltă Assassin's Creed în București, un joc foarte cunoscut. În momentul în care dezvolți un joc, mai ai niște roluri pe lângă cele care țin efectiv de programare. De exemplu, cine scrie scenariul acelui joc? E o echipă întreagă care face asta. Ai nevoie de un regizor. Ai nevoie de uh, persoane care să. Creeze animația, ai nevoie de foarte multe roluri Un designer, da. care nu sunt direct de programare, dar da. fără de care jocul ăla chiar nu există. Da. Și atunci cine face coloana sonoră sunt foarte... Până și împărțirea asta pe care încă noi o mai avem, dar sar acum al sistemul de învățământ între uman și real, este nerealistă pentru lumea în care intrăm. Pentru că în lumea în care intrăm, lumea în care intrăm, seamănă omul, este mai, mai degrabă un om de tip renascentist decât uh, omul unidimensional al primei revoluții industriale. Și lucrul ăsta e important, e important să-l avem în calcul când proiectăm sistemul de învățământ. Uh, din motivul ăsta, corul trebuie și el modificat. Din motivul ăsta, și sper cu o prevedere legislativă pe care uh, urmează să o propun. Sunt unele pe care deja le-am propus, dar încă nu au ieșit din cameră. Au avut senatul ca primă cameră și au cam camera deputaților ca și cameră decizională. Să facem câțiva pași către uh, noua economie. Uh, un proiect este cel legat de uh, economia de acces, care schimbă relațiile, de raporturile de muncă, schimbă modul de impozitare, E un alt tip de construcție economică, adică el se referă, ca să dau un exemplu, la platforme de tip Uber, TaskRabbit, Airbnb, unde poți să lucrezi 3 ore astăzi și 5 și ore peste trei peste... zile. Exact. Tu nu mai ai un raport de muncă da. între tine și platforma respectivă, iar felul în care ești impozitat trebuie gândit foarte bine, pentru că statul totuși trebuie să câștige și el ceva din chestiunea asta, e normal, dar nu te mai poate impozita așa cum impozitează un salariat. Nu e normal să fie același sistem de impozit. Toate lucrurile astea trebuie puse la punct. Dacă nu facem acum pasul important în noua economie, mai târziu s-ar putea să nu fie bine deloc. Colegii economiști din Parlament și colegii în general din Parlament, cum au primit această uh, idee? Pentru că La Senat intră... au primit-o foarte bine. Da? Uh, spre bucuria și surprinderea mea, recunosc. Au primit-o foarte bine. Uh, la Cameră încă nu știu că de acum urmează să da, da, fie da. discutată, probabil că în legislatura următoare. Uh, și eu sper ca până în primăvară să fie lege, ca să putem să avem și platforme, asta e foarte important, să avem platforme tehnologice de acces făcute de companii românești. E foarte important. E una din zonele din noua economie în care putem intra ca jucători. Bine ați zis noua economie. Bine ar fi să o înțeleagă și cei care ar trebui să o implementeze. Întrebare. M -m mă tem că la noi se știe foarte puțin despre ea. Da, de asta Pentru am și pus întrebarea. Noua economie... Vă rog, mă primul. scuzați. Da. Nu, era întrebarea mai devreme cum au primit colegii dumneavoastră din Parlament această poveste Am înțeles. și cei mai ales economiștii Hai care să încă, două încă se Hai țin să foarte tare de, despre de vechi. Noua, despre noua economie. Vă rog foarte mult. Uh, există un fenomen pe care eu l-am numit cu ajutorul unui amic de-al meu care mi-a rafinat uh, termenii uh, l-am numit marea schismă economică. Uh, practic apare o, o, o ruptură între două direcții mari. O direcție care ține de economia globală, care, va, care este deja și va fi din ce în ce mai mult dominată de producția cu roboți industriali, da. fără oameni, adică da, da, da. de servicii furnizate de sisteme de inteligență artificială, adică fără oameni, care va genera grosul producției de masă. Și vă dau un exemplu, e un exemplu pe care o să-l dau și în seara aceasta, cu un mic filmuleț. Că da, imaginea... că astăzi aveți la Ateneu da, o conferință da. și... La Ateneu, unde îmi place enorm, tema. este locul din bacă unde îmi place. Am venit cu Harry, am dat cu el concerte aici. Da, uh, pentru că e conferință, uh, ținut conferințe, se poate este, face. E, e un loc super. Da, da este o atmosferă uh, plăcută. Deci acolo am să dau și un filmuleț în care o să arăt o asemenea fabrică din China astăzi, în care 800 de roboți au înlocuit 24.000 de oameni ca să producă instalații de aer condiționat, de astea de le găsim în, în mall. Uh -huh. Zona asta de producție de masă, deci zona asta de sus, devine apanajul roboților industriali, inteligenței artificiale și organizării de tip multinațională care nu prea mai are legătură cu niciun stat. În partea asta altă, apare însă ceva care, știți, în momentul în care Yuval Harari vorbea despre uh, faptul că dacă prima revoluție industrială a venit cu clasa muncitoare, a treia vine cu clasa oamenilor inutili, uh, eu am spus, da, probabil că da, în țări cum e China, o se întâmple un fenomen major de genul ăsta. Dar uh, în țări cum sunt cele din zona euroatlantică, va exista imediat o absorție, pe partea asta alaltă, că... Pe palierul celălalt economic. Pentru că dacă prima, primul palier se referă la produse ieftine, din ce în ce mai ieftine, din ce în ce mai bune calitativ, dar de masă, de mare masă, din coace, vorbim de o economie care se naște în jurul unui alt concept, al nevoii de a te simți unic. Tu ca individ. Și asta o să facă să reapară meserii pe care noi le credeam dispărute în urma primei și acelei de a celei de-a doua revoluții industriale. Și în special mă refer la meșteșuguri, croitorie, cizmărie, la meșteșuguri. Mă refer la meseriile de suport pentru zona de sus. Aici intră IT-ul puternic, aici intră știința de a programa roboți. Intră știința de a gândi sisteme, pentru că lucrurile astea până la urmă tot oamenii le vor face și din coace niște oameni le vor comanda. E bine să prindem trenul ăsta. Uh, și în același timp se referă la servicii foarte personalizate, foarte diverse. Noi, de fapt, avem șansa să intrăm într-o lume foarte frumoasă, cu cele două paliere economice. Ea nu va fi fruma foarte frumoasă pe toată planeta, pentru că cei care și-au asumat în perioada de tranziție rolul de producători ai planetei vor avea, vor suferi un recul, dar cred în înțelepciunea lor de a găsi soluții la ei acasă. Rolul meu e să găsesc soluții la mine acasă. Domnule Varu, Jean pentru că e, timpul ne prezează, așa se întâmplă întotdeauna, vreau tare mult să faceți un lucru pentru băcăoani să vă uitați în camera de luat vedere în obiectiv și să le spuneți băcăoanilor pentru ce le solicitați votul pentru că dumneavoastră candidați la Parlament din da, partea Uniunii Armenilor, armenilor din, România. din România și pentru că noi în Bacău avem armeni și avem o legătură foarte frumoasă cu ei iar dumneavoastră sunteți unul dintre acei oameni pe care eu îi numesc profesioniști și îmi sunt foarte dragi și pe care îi respect. Vă mulțumesc mult, doamnă. Da, doamne să fie cât mai mulți. Uh, am să vă spun câteva lucruri. În primul rând, am să vă spun că eu, ca reprezentant al Uniunii Armenilor, nu intru în Parlament pur și simplu, așa cum cred mulți că intrăm automat. Nu. Avem nevoie de voturi. Avem nevoie, sigur, de mai puține voturi, avem nevoie de 7000, în jur de 7000 de voturi la nivel național. Le putem lua de oriunde, din țară și din străinătate, dar avem nevoie de voturi. Dacă nu le luăm, nu intrăm în Parlament, asta e clar. Candidăm toți la Camera Deputaților și ăsta este un lucru care trebuie spus, deci ne găsiți și pe mine și pe colegii mei de la alte minorități acolo. Și asta mie mi-a dat posibilitatea de a-mi alege electoratul. Și sunt foarte onorat că am posibilitatea aceasta. Pe mine mă aleg, așa, armenii și oamenii care sunt interesați de tehnologie și de avansul tehnologic al României. Pentru ambii am proiectele specifice, despre cele pentru uh, zona tehnologică, probabil că am să vorbesc, să văd cât timp o să am la Ateneu, pentru că va fi o pledoarie pentru noua economie, după care voi vorbi despre pro proiectele mele astă seară. Speranța mea este să fiu votat ca să pot să-mi duc proiectele acestea mai departe și am mare încredere că cei care au văzut ce am făcut până acum știu că niciodată nu m-am hazardat să propun lucruri pe care să nu le realizez. Și ăsta a fost iarăși un avantaj pe care l-am avut ca reprezentant al unei minorități, nu mă ocup de orice, eu cred că tot înseamnă nimic. Mă ocup de ce știu și ce știu fac. Și ce zic că fac, fac. Și am, am avut bucuria de a avea rezultate în lumea reală. Pentru Bacău chiar am un proiect specific. Există în momentul de față două proiecte de genul ăsta. Le am unul pentru zona din centrul Transilvaniei și unul pentru zona Moldovei, în care, având ca vectori universitățile din Cluj respectiv, din Iași, încercăm să ducem uh, marile corporații în celelalte orașe din regiune pe modelul pe care în Iași am crescut industria aducând-o din Timișoara. Acum a, a depășit Iașul Timișoara ca număr de specialiști. Iașul are 12.500, Timișoara 12.000, dar când am pornit, acum vreo șase, nu, acum vreo 15 ani am pornit, timpul trece repede, vedeți. În, în Iași erau 2000 de specialiști. Sper să văd în toate aceste regiuni, în următorii 5-6-10 ani, aceeași dinamică, aceeași creștere, aceleași blocuri imense de birouri, aceleași cartiere nou apărute și aceiași oameni care au pășit în România aceasta în care se trăiește bine, în care îți poți realiza visele și în care te simți bine. Sper să reușești și aici, în zonele, să spunem, din jurul celor două orașe mari. În Sud e mai greu, pentru că dumneavoastră aici, în partea de nord, să spunem, aveți simțul ăsta de comunitate mult mai dezvoltat. În Sud suntem mai individualiști. Și pentru a realiza proiecte de genul acesta, regionale, ai nevoie de ADN-ul ăsta cultural. De, 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 de comunitate și sunt convins că o să reușim așa. Domnule Varujan Pambaccian vă, mul vă mulțumesc foarte mult o să trebuiască să vin cu un mieluț dar o să-mi facă mare plăcere uh, Are o logică ce spuneți pentru că și o formă și cealaltă reprezintă vechea îndeletnicire a strămoșilor mei care pe vremuri aveau fabrici de grenat bumbac și se ocupau de businessul acesta cu bumbacul. Eu mă ocup de tehnologii. Bine faceți! Da. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în emisiunea noastră. Dragilor, aveți grijă cu cine votați!